Ce să-mi fac? Că spun adevărul, n-am dreptul să spun adevărul într-o țară liberă în democrație. Domnul secretar spune că nu are fonduri să instruiască o persoană. El de 3 luni de zile spune că se instruiește dânsul personal. Emisiunea va fi una de actualitate, de implicare socială, civică, economică și politică. Vrei să fii servit repede? Vrei o reparație rapidă a mașinii? Vrei ca manopera să fie efectuată repede și bine? Vrei ca piesele să sosească repede? Vrei repede ca diagnosticul să fie efectuat? Vrei să speli mașina repede și bine, dar și ieftin? Pentru tot atâtea motive, vino la servisul Repede, unde ești servit repede și bine, dar și ieftin. Personal calificat și grijuliu. Tot de aici poți face comandă pentru piesele de care ai nevoie și tot noi îți spălăm și mașina. Vino repede să te convingi pe bulevardul Tudor Vladimirescu la intersecția cu splaiul Mihai Viteazu. Repede servis, magazin de piese și spălătorie. Ce să-mi fac? Că spun adevărul, n-am dreptul să spun adevărul într-o țară liberă în democrație. Domnul secretar spune că nu are fonduri să instruiască o persoană. El de 3 luni de zile spune că se instruiește dânsul personal. Emisiunea va fi una de actualitate, de implicare socială, civică, economică și politică. Nu vreau să vă pun răbdarea la încercare, stimați prieteni, și vă prezint acum invitatul emisiunii noastre, pentru că la toate întrebările noastre va răspunde ca de fiecare dată ferm, aproape brutal, consilierul local PNL Mircea Sebastian Grosu. Bună seara, bine ați venit, domnule Grosu. Bună seara și mulțumesc frumos pentru prezentare. Da, prezentarea a fost corectă, ca să spun așa, am ținut un pic suspansul. Vi s-a mai întâmplat așa ceva? Să fiți convocat la o ședință extraordinară care să nu se mai țină, să fie adulată în ultima clipă pentru că nu-i prezent cel care a convocat-o? Nu mi s-a întâmplat așa ceva, dar vă spun că nu era nicio problemă dacă am fi ținut ședința în continuare, deoarece primarul nu este obligat să fie la ședință, el nici nu are drept de vot în ședință. El are doar dreptul de a convoca această ședință. Bun, și atunci de ce nu s-a ținut? Păi am primit înainte de ședință, am primit o nouă convocare sau o reconvocare, o amânare a acestei ședințe de marți pentru lunia viitoare, pentru luni, păi mâine. Da, pe 20, când e eclipsa de soare. Nu e 20, da. Atunci, nu știu cât e luni. Astăzi suntem în 18, nu, e mai târziu. E mai târziu, da. Da. Deci veți depăși eclipsa de soare. Poate va fi eclipsa de soare și prin clădirea Consiliului Județean. De ce spun treaba asta? Pentru că aflu că la Prefectura Mehedinți a venit comunicarea de la Înalta Curte de Casație și Justiție privind decizia definitivă de incompatibilitate a lui Ioan Adrian Duicu, și pentru că mă aștept ca prefectul, eu continui să sper că domnul Drăghia își va reveni. Mă aștept să semneze ordinul de demitere. Pentru că oricum, iată, vine data de 2 aprilie, când se împlinește un an de zile de când președintele ales al Consiliului Județean Mehedinți este în incapacitate, este în imposibilitate de a-și exercita prerogativele funcției, fiind arestat. A stat nu știu câte luni, mai mult de 6 în orice caz în arest preventiv, apoi arest la domiciliu, deci nu e o chestie normală, adică ce suntem județul cu da, din păcate legea aici nu cred că distinge foarte clar, Ioan Adrian Duicu încă nu a primit o decizie definitivă. De incompatibilitate, da. De incompatibilitate, da, dar în cazul în care este trimis în judecată, sau nu știu dacă este trimis în judecată. Este trimis în judecată. În alta Curte de Casație și Justiție a anunțat ieri, a menținut rechizitorul procurorilor DNA și a infirmat soluția dată de Curtea de Apel de judecătoarea Costiniu, cea cu soțul condamnat, tot pentru acte de corupție, care îi scosese din rechizitorul interceptări și nu știu ce, nu... S-a revenit și este trimis în judecată, dar vedeți dumneavoastră, un proces de ăsta poate să dureze și 3-4 ani. Da, din păcate, legea care... La Voiculescu cât a durat? 8-9 ani.
Vă spun, din păcate, legea care, sau în baza care funcționează și consiliile județene și primăriile, legea 215 nu prevede astfel de situații și doar în cazul unei condamnări definitive, atunci prefectul trebuie să... Legea asta 215 pe 91 sau mă înșel eu? Da, da, da. Da. Și a fost reactualizată, deci nu, este... Așa, pe 91, cine se gândea, dumne, că se trimit așa primarii, parlamentarii, președinții de Consiliul Județean? Da, am zis și primarii la pușcărie. Știți cum e gura păcătosului. S-a întâmplat și chestia asta. De fapt, văd că, uite, și fostul primar de la Pașcani are probleme, Nicolae Rățoi îl cheamă, este deputat acum. Colegul său, care era consilier local, Florin Constantinescu, și care acum este senator, iată, dintr-o dată sunt sub control judiciar pentru faptul că au votat, unul a inițiat, celălalt a... Dar toți cei 18 consilieri locali care au votat atunci în felul ăsta și niște funcționari din primărie, da, sunt sub control judiciar și urmează să fie judecați. Da. Răspuns, nu răspuns în Consiliul Local pentru lucrurile politice pe care le spui, pentru părerile tale politice, dar când încalci legea, nu este nimeni, nu ar trebui și nici nu este mai presus de lege, așa cred. Probabil că răspund pentru ce au făcut atunci. Am citit și eu pe media, pe net, pe internet, că... am văzut, da, de ce sunt acuzat și... Da. Să revenim la problemele noastre, pentru că presupun că ședința asta extraordinară nu era convocată doar așa ca să vă vedeți, să socializați. Dar știu că e problema asta stringentă cu gigacaloria, cu termoficarea orașului. A, eu știu, intrăm în vară. Mai sunt niște săptămâni și intrăm. Ce le facem? Că vara asta nu ține decât câteva luni. După care vine iar toamna, iarna și... E o problemă majoră. Este o... locurile de muncă. Este o problemă în Drobeta, Turnu Severin și cel puțin așa am crezut și noi și, și acum două ședințe și acum mai multe ședințe am vorbit despre asta, dar vreau să vă spun că acum două ședințe am dat o hotărâre de Consiliul Local prin care să înființăm o societate pe acțiuni care să se ocupe de această problemă. O societate comercială. Da, o societate comercială cu acționariat totalitar sau în subordinea Consiliului Local, dar să fie un SA al Consiliului Local care să poată să se ocupe de lucrul ăsta. Și o să vă spun în emisiune și de ce cred eu că este bine așa ceva. În schimb, am primit acum câteva zile o convocare pentru o ședință extraordinară, o convocare a primarului în care ni se spunea că în rezolvarea acestei probleme dânsul a găsit o soluție pe baza unui studiu făcut de ISPE, de un Institutul de Studii și Proiectări Energetice, un institut recunoscut în România și un institut foarte bun, și că din acest studiu s-ar desprinde că singura soluție pentru Drobeta Turnu Severin ar fi o anumită variantă pe motoare termice, pe 8 motoare termice care să alimenteze cu energie termică municipiul Turnu Severin în următorii ani. Aici s-a creat și un pic de presiune și eu zic că falsă presiune, aceea a timpului, și dom'le, trebuie să o facem repede, trebuie să venim cu ea repede într-o ședință extraordinară în care ni s-au pus la dispoziție de la înființarea unui serviciu public în cadrul primăriei până la caietul de sarcini pentru licitație și organigramă acestui serviciu public, ni s-a servit tot în 7-8 proiecte pe ordinea de zi care să le votăm ca să ieșim cumva, să nu intrăm în iarnă fără ele, că dacă intrăm este și greu și nu mai avem ce să mai facem. Cu presiunea timpului, ca să nu puteți să, unu, să n-aveți timp să le studiați și doi, să nu vă opuneți că atunci v-ar pune Severinul în cap. Dom'le, n-am făcut-o că n-a vrut Mircea Grosu sau n-a vrut, este, nu știu cine. Aici este o problemă și față de ceea ce ați spus și mai înainte dumneavoastră,
față de votul acelor consilieri și acelor primari care astăzi dau cu subsemnatul ADN, de fapt sunt sub control judiciar, pot să vă spun că mie personal și să știți că cel puțin pentru acest proiect sau nici n-am primit de la partid așa ceva, nu mi s-a întâmplat așa ceva. Sunt liderul grupului de consilieri PNL. Nu am discutat niciodată așa ceva, dar în special în acest caz nu va putea să fie o soluție dată de partid. Acolo va fi un vot al fiecărui consilier local, un vot al lui cu conștiința lui, cu ceea ce vede el pentru turnul Severin pentru următorii 5 ani, 10 ani, poate 20 de ani de aici încolo. De aceea o soluție de partid nu va fi dată și nu vom putea să cerem noi consilierilor să voteze într-un anumit fel. De aceea eu cred că graba asta cu care au fost puse pe ordinea de zi, domne, e singura variantă, haideți să o votăm acum repede, pe mine unul nu m-a convins și nu voi putea niciodată să votez așa ceva până nu mă lămuresc eu că este... Până nu vă convingeți, sigur. Nu mă conving. Acum, ce stă la baza acestei hotărâri, v-am spus, stă un studiu pe care l-am văzut pentru că a fost pe masă odată în Consiliul Local, un studiu destul de gros, 500-600 de pagini, mi s-a spus, ăsta e studiu de la ISPE, dar n-aveți voie să-l vedeți. Din el se extrage soluția aceasta. Niciodată adică nu voi putea. Cum adică n-aveți voie să-l vedeți? Haideți că asta mi se pare de pe altă lume. Cum adică n-aveți voie să-l vedeți? Deci votați pe ceva pe ce n-aveți voie să-l vedeți? Nu credeți că vin să facem glumele la noastră în emisiune. Da. Deci până acum nu ni s-a pus la dispoziție acest studiu. Ni se dau niște indicatori tehnico-economici din el care ne spun că ar fi extrași din acest studiu și ni se spun că asta este singura soluție. Eu nu pot să contest, nu pot să spun că nu este așa. Dar atâta timp cât refuză să mi se dea acel studiu, să mă uit în el, să văd dacă într-adevăr este singura soluție, ba mai mult decât atât. Eu personal și noi consilierii nu știm ce temă de proiectare a avut acest studiu. Deci eu nu știu că nu s-a cerut prin acest studiu să ne spună dacă care soluție pe gaz este cea mai bună pentru încălzirea în turnul Severin, ca temă de proiectare. Și atunci oamenii au studiat și au spus, doamne, păi asta cu motoare termice. Nu știu dacă s-a cerut în acest studiu să fie și o variantă pe lignit, să fie și o variantă pe biomasă, să fie... Nu știu asta. Pentru că n-am văzut acel studiu. De aceea vă spun că nu voi putea să votez așa ceva. În condițiile date. În condițiile date. Eu personal am văzut încă din 2010, din 2011, din 2012 am văzut și soluții alternative care sunt în lume pentru producerea energiei termice care să ajungă în apartamentele noastre, să ne încălzească, apă caldă. Am văzut, de exemplu, în Germania, am văzut produs pe ca și soluții alternative, soluții ecologice. Nu spun că astea ar fi neapărat singurele, dar am văzut soluție pe lemn, soluție pe cărbune. Am văzut soluție în Italia pe deșeuri menajere. Eu cred că pentru Drobeta, Turnul Severin, pentru orașul nostru, ar trebui să avem o soluție integrată, formată din mai multe astfel de soluții. Nu una singură care să ni se... Repet, nu știu ce scrie în acel studiu, voi refuza să ridic mâna, să votez acele hârtii atâta timp cât nu mi se pune și documentația care a stat la baza întocmirii lor. Mi se spun doar să-i cred pe cuvânt, chiar dacă semnează acolo 20 de oameni, șef de servicii din primărie, pe care îi cunosc, îi respect. Toți sunt niște profesioniști. Problema este că niciunul nu este un profesionist energetic. Adică niciunul nu are studii energetice din toți cei care au semnat acele hârtii. Am spus să-i cunosc pe toți, pentru că am lucrat în primărie și îi respect pe toți. Toți sunt niște profesioniști, dar eu cred că ei au fost obligați să semneze acele hârtii. Pentru că nu văd altcumva cum și-ar da cu părerea cel care răspunde de, nu știu de ce, de câini, despre soluția de cea mai bună soluție energetică care este în, care se desprinde din acel studiu. Da. Bun, acum să știți că ședința de marți,
chiar dacă nu am vrut, aveam numărul de consilieri în sală și am fi putut să ținem această ședință, chiar dacă nu era primarul și chiar dacă el era un numărul de consilieri necesari ca să putem să ținem ședința de consiliu și să aprobăm, dacă am fi crezut că este necesar să aprobăm ceva. Dar am vrut chiar între noi și cred că asta ar fi soluția care ar trebui să se desprindă de aici încolo. Am vrut o dezbatere, chiar dacă a fost cu presa, nu ne-a deranjat, ba chiar au fost și unele intervenții din sală, pentru că am rămas în acea formulă de Consiliu Local, dar fără să desfășurați lucrări. Fără să desfășurăm lucrări efective. Am rămas și am discutat și am auzit păreri, opinii, soluții. Păi stați puțin, cei care au participat în sală, deci era public, da? Da, ședințele toate sunt publici. Tema? Păi nu știau. Și toți cei care au fost în sală, nimeni nu știa tema. Deci am fost doar noi consilierii, n-a fost nimeni din aparatul primăriei. Nu, noi am discutat despre alte soluții și alte soluții, ceea ce știm noi astăzi. De exemplu, Rodin Traicu a venit și a prezentat și el o soluție, a fost invitat din partea grupului PSD și a prezentat și el o soluție, o soluție care zice dânsul o soluție a Romagului pe o retehnologizare a unui cazan, cazanul 7 de la Termo, care spune că are doar 500 de ore de funcționare și că este păstrat în condiții foarte bune și ar putea fi retehnologizat cu o ardere pe lignit și biomasă și să producă energie. Și pentru... a stat și ați ascultat și această propunere. Că e firesc. Exact, am auzit. Mie și eu. Mult mai normală mi se pare chestia asta de abordare. Deci au invitat, acum, de exemplu, mie nu-mi place ca om politic Rodin Traicu. Dacă nu specialist, nu pot să contest ceea ce a spus acolo. A venit omul, a spus și a susținut punctul de vedere. Ba chiar ne-a lăsat și niște hârtii. Ne-a lăsat și niște hârtii, a argumentat. Dar partea cealaltă, că domnule, ăsta este, îl vedeți, dar n-aveți voie să vă uitați în el, dar asta e concluzia pe care trebuie să o votați. Asta mi se pare, nu știu, așa, milițienească. E urâtă de tot, urâtă. Repet, nu pot să spun... Știu despre ce soluție. Știu despre ce soluție se vorbește. Bineînțeles că m-am interesat despre ea. Este o soluție de la Brașov. Astăzi se folosește la Brașov. N-aș putea să spun că este o soluție proastă. Dar nu la Brașov, de exemplu, așa se folosește pentru că e bună atâta timp când nu vedeți, exact. Nu citiți. La Brașov, de exemplu, se folosește pentru 12.000 de apartamente. Furnizor, producătorul de energie livrează energia la poarta fabricii cu 180 și ceva de lei. Gigacaloria. Deci la ieșire, la intrarea pe țeavă către consum. Ca să acolo zic. Din rețeaua de transport și distribuție care este a primăriei ajunge la populație pe la 400 și ceva de lei și primăria... Aoleu, se triplează aproape. Da, dar v-am spus, acel producător nu o produce cu 450 de lei, acolo este vorba despre alte pierderi și aici o să ajungem și o să discutăm despre asta. Dar asta este o soluție. Nu știu dacă noi pentru, și cred că ar fi greșit din punctul meu de vedere, să alegem pentru 20 de ani, pentru Drobeta, Turnu, Severin, o singură soluție. Noi ar trebui să facem o licitație, să organizăm o astfel de licitație la care să ne intereseze două lucruri în principal. Unu, prețul la care cineva poate să producă această energie și cât ne-o poate livra nouă și în al doilea rând timpul. În rapiditatea timp materializării. Finalizează acea investiție. Corect. Așa este. Dar eu vă mai întreb ceva, că eu mie mi-a mers așa vestea de Cărcotaș și nu încerc să schimb renumele pe care l-am. Am înțeles că este vorba de 8 motoare energetice și de un anume tip de carburant. O motoare termice pe gaz. Pe gaz, da? Da. Soluția principală. Cine ar furniza, domnule, motoarele astea? Că presupun că nu sunt mulți cei care le aduc. N-am și cei intrat, care le montează. Nu știu, nu cunosc soluția, nu știu dacă este ceva. Ca soluție vorbesc despre ea. Nu pot să... Eu cred că este ceva mai mult decât atât.
Nu pot nici să vă infirm, nici să confirm ceea ce spuneți dumneavoastră. Este o soluție și aceasta pe gaz este o soluție. Poate una bună. Că este și, poate una și bună pe... și va trebui să luată cumpărăm în discuție, dezbătută, sigur, probabil niște motoare de undeva. Nu, dar aici, dacă vreți... Care mi-e teamă că e cineva care le are deja pe stoc? Sper să nu. Sper să nu. Aici, vedeți, se pune, v-am spus, s-a creat această falsă presiune. RANU, lichidatorul RANU-ului, deja a remis o hârtie primăriei prin care spune că denunță unilateral contractul care este încheiat între RAN de producere și furnizare a energiei termice către asociațiile de proprietari, deci către locuitori. Și să dă și un termen undeva în data de pe la sfârșitul lunii august ar trece cele 6 luni care sunt conform contractului și atunci el își va încheia contractul, nu va mai produce. Problema este dacă asta la sfârșitul lunii august, ce se va întâmpla în primul rând cu rețelele? Ce se va întâmpla cu rețelele, care normal sunt proprietatea primăriei? Trebuie să existe o societate. Sunt concesionate către RAM, nu? Da, sunt concesionate către RAM. Trebuie să fie cineva, o entitate... Care să le gestioneze. Care să le preia. Vorbim de distribuție și de punctele termice. Corect. Care trebuie să le preia. V-am spus, asta poate să fie o...